Briliantul gorjenilor, cel mai bun marcator, dar și pasator din lotul oltenilor cu super golul din Europa League, a ajuns în atenția mai multor cluburi. În ultima perioadă s-a vehiculat un eventual transfer în lotul campioanei Steaua. Ajuns la Târgu Jiu, antrenorul Laurențiu Reghecamp a declarat că Steaua nu este interesată de transferul lui Eric. Doar Gigi Becali se pare că vrea să-l vadă pe Eric în tricoul roșu-albastru, Meme Stoica și Reghe opunându-se acestui transfer. Am spus mai devreme că nu mă interesează niciun jucător de la Panduri. Dacă de transferuri nu se poate vorbi, Reghecamp dă asigurări că nu va pleca niciun jucător de la Steaua până în vară. Până la vară nu o să plece niciun jucător și toți sunt jucătorii stele. Din 2010 încoace, 6 Panduri au plecat de la Târgu Jiu în Ghencea.